Operatorii de transport de mărfuri vor putea restitui autorizațiile unitare de transport rutier internațional neutilizate fără aplicarea sancțiunilor. Este vorba despre autorizațiile eliberate operatorilor de transport rutier în perioada 1 aprilie 2022 și 30 iunie 2022 pentru operațiunile de transport rutier de mărfuri bilateral și tranzit efectuate între Republica Moldova și statele Uniunii Europene. Decizia a fost aprobată pe 5 septembrie de către Comisia pentru situații excepționale în contextul propunerilor parvenite din partea Agenției Naționale Transport Auto pentru stabilirea derogărilor de la prevederile Codului Transporturilor Rutiere. Astfel, prin derogare de la prevederile Codului Transportatorilor Rutieri, operatorii de transport rutier care au primit autorizații ale statelor Uniunii Europene pentru transportul de mărfuri în regim bilateral și tranzit, în perioada menționată nu vor fi sancționați pentru nerestituirea autorizațiilor în termenul stabilit de 90 de zile de la data eliberării acesteia.